venit, să rămână. Doamnelor și domnilor, atenție mare, urmează un moment live, pentru că băieții, care sunt niște, au niște voci foarte frumoase, după cum de altfel ați și descoperit și se poate vedea, au repetat în pauză și o să fie, ca să zic așa, magie. Ce faceți, doamnă, cu băieții ăștia? Da? Spuse ea oftând. Adică, cum sunt băieții? La microfon, la microfon. Sunt niște cântăreți minunați, au voci foarte bune și ne-am bucurat să începem o colaborare frumoasă cu Big Bandul Radio, al cărui dirijor sunt. În luna februarie am avut primul concert, putem vedea imagini din acel concert. Am și de atunci am demarat această colaborare. Miroase, care când am ascultat a Frank Sinatra. Foarte... Miroase, mă bucur că miroase. Da, foarte asta frumos. Este. Adică? Cine începe, Max sau Petru? Noi suntem New Vegas Show, adică Maximilian Munden și Petru Călinescu și cântăm, pentru că asta ne place să facem și am descoperit niște muzicieni minunați în Big Bandul Radio, care de asemenea cântă și cântă foarte bine, foarte bine. Simona este dirijoarea Big Bandului Radio. Și da, am avut niște spectacole deja foarte frumoase. Am început o colaborare de câteva luni am o selecție extraordinară de cântece din The Great American Songbook. Vorbim de aranjamentele din acei ani, anii 50, anii 60. Da. Este un spectacol deosebit care trebuie văzut. Vom anunța desigur și când momentul care încă punem la cale următorul concert public și abia așteptăm să-l anunțăm. Foarte frumos. Domnul Petru. Ultima oară domnul Petru era aici cu doamna Felicia Filip, deci vine cu distinse doamne. M-a adus și pe... Cu distinși domni. Și cu distinși domni. Ce avem noi aici, acum zi tu, cum vezi treaba asta? Avem, aș putea spune, un dream team al muzicii, al jazzului în România, al swingului. Este o onoare și o bucurie pentru mine și pentru noi să ne aflăm aici în această formulă. Este o colaborare pe care ne-am dorit-o de mult timp și ne bucurăm că în acest an a devenit realitate. Cum se colaborează cu acești distinși, domnule? Văd că verighetele sunt pe umeri, sunt băieți serioși, asta am observat. Cântăreți noi bun, suntem serioși. Doamnă! Dar despre așa că se colaborează. Suntem toți serioși, da. Sunt toți serioși. Se colaborează serios. Da. Da? Cum sunt acești domni? De ce sunt? Am înțeles că au avut aceeași dirigintă. Ei doi au niște chestii în comun. Cum vedeți această... Doamnă dirigintă care a fost la concertul nostru de la radio. Și ce după zis? Ce s-a terminat concertul, a venit la scenă și mi s-a adresat mie că este doamna dirigintă, le-a dat un bilet. Ce zici, dumneavoastră sunteți acum anual dirigintă, nu? A fost o reală bucurie să o avem pe doamna dirigintă Adina Aderov, care cred că se uită și la noi la televizor acum. Să rămână, doamna. Să vă trăiască ele. Nu știu dacă știți sau dacă multă lume știe, noi, eu cu Max am fost colegi din clasa 1-a până în clasa 7-a. Și alături de doamna dirigintă Aderov, care ne-a fost și profesoră de intensiv engleză, noi am studiat engleză intensiv de mici, am făcut niște sărbări extraordinare de mici. În care voi cântați. În care noi cântam vocal și la diverse da. Instrumente, la pian, aveam o grămadă de instrumentiști da. În clasă. Bună și treabă, atunci a început New Vegas Show. Trupe. Show de la început, adică, băi, așa te elevi toți ai, faci niște sărbări. Așa era, a fost o întâmplare, că nu eram școală de muzică, efectiv, dar s-a întâmplat să vin foarte mulți muzicieni. Atunci, dacă doamna dirigintă vă urmărește, cam ce poveste ar putea să-și aducă aminte doamna dirigintă cu voi și ar zice... Dacă ar spune-o pe aia... Ați fost și voi oameni, ați fost și voi năzdrăvăni. Pariei cu minți așa, doamna dirijor, dar... Cum e expresia? What happens in Vegas stays in Vegas. What happens in clasele primare stays in clasele primare. Am făcut și noi năzbătile noastre la vremea noastră, dar nu mai multe, nu, peste medie aș putea spune. Am fost o generație bă, când era mai cu minți. Atunci, nu mă cruța. Alea obișnuite, ne dădeam cu capul de dulap pe clasă. Pe... Unu... Ce fac băieții? Dar nu ne băteam cu cretă. Și vă dădeați cu capul pe... Da. Ne mai băteam cu cretă, mai jucam un ping-pong pe catedră, făceam prostioarele specifice vârstei, nu, chiar nu sunt lucruri prea picante. Eram mic, eram copii mici. Sunt în parametri, da. În zilele de azi... Care vă ascultă zic, aoleo, ăștia de fapt ăștia sunt depus pe frescă, biserică. Intrăm la capitolul tocilari, adică nu... Ați fost tocilari? Am învățat decent, aș spune.
anumite materii care m-au pasionat. Istoria, geografia, limba engleză, literatura, dar nu m-aș considera. Tocilar era ăla care, cum să spun, citea tot, dar nu s-a ales mare lucru de el, știi? Că tocilar ăla care era așa, ori creativul învață, dar mai și bagă la cap, nu? Exact, exact. Exact. În schimb, ne-a plăcut să facem ce ne place, astfel încât am cântat și la pian, de Simona nu mai vorbim, care este o pianistă deosebită și cu siguranță pe vremea când noi ne băteam cu cretă, ea studia niște foarte multe ore pe zi și uite că soarta ne-a dus împreună. Doamna, n-am avut niciun fel de îndoială că a fost cu minte și că n-a ajuns dirijor pe muncă, pe cumințenie și pe merit. La voi vroiam să văd. Da, foarte, dar o ultimă întrebare, doamnă, mă iertați, i-am prins și acum trebuie prins. Vreo fată a fost vreodată la mijloc? Până în clasa a șaptea, deci nu se putea întâmpla mare lucru. Să vă placă de aceeași fată. Nu. Chiar eram prea copii, la vremea respectivă, zicem, eram mai puțin precoce ca. Încă mai repede ne băteam pe mingea de fotbal atunci. Exact, nu aveam povești de genul. Asta care are o iubită de 19 ani. E copilul unui om cunoscut, n-aș vrea să spun așa, că generația nouă vine cu noi. Schimbă vremurile, da. Aveți copii? Da. V-ați dori să fie ca acești doi domni? Ca ei? Da. Eu îi admir pentru talentul lor și... Tocmai, pentru ce îi admirați, nu? Da. Da? Da, normal, îți dorești să ai un copil talentat. Da, foarte frumos. Ce ar mai fi de anunțat? De când mai aveți evenimente, să spună doamna că elevii se pot odihni acum, după recreație? Cu Big Band-ul Radio avem câte două concerte pe lună, cu program foarte diferit, în care prezentăm repertorii din toată zona jazzului și din toate momentele jazzului. Primul concert care va avea loc va fi pe 25 mai, în cadrul Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi, unde vom prezenta în premieră o lucrare pe care chiar eu o compun, este pentru big band și orgă, și această alăturare este foarte inedită. După aceea, pe 31 mai, o să avem un concert cu Jazz for Kids, fiind a doua zi, ziua copiilor. Și asta este în programul imediat următor al Big Band-ului Radio, iar cu distinși domni serioși și talentați, pregătim pregătim niște concerte frumoase pe care o să le anunțăm atunci când. Înainte să cântați un ultim cuvânt. Să fie muzică. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Doamnelor și domnilor, aia e treaba. Așadar, Maximilian, Petru New Vegas Show merge chiar acum către locul de cântare. Cu mare plăcere, atenție mare, magia abia acum începe. Mulțumim, doamnă, pentru participare. Să ascultăm, așa cum se cuvine, o interpretare chiar de excepție. Băieții sunt foarte buni. New Vegas Show. But there is room for doubt. At times you have a very unladylike way of running out. You're on the stage with me. The pickings have been lush, and yet. Your manners, you might refuse to say, and so the best that I can do is pray. Luck be a lady tonight. Tonight.
luck let a gentleman see. How nice a dame you can be. I know the way you've treated dapper guys you've been with. Oh, luck, be a lady with me. A lady never leaves her escort. It isn't fair, and that's not nice. A lady doesn't want her all over the room, then blow on some other guy's dice. So let's keep this party polite. With strangers, she'd have a heart, she'd be nice. A lady never wanders all over the room and blow on some other guy's dice. So let's keep this party polite. Oh yeah. Never. With me, baby, I'm the guy that you came in with.